Bine v-am găsit, dragile mele! În videoblogul de astăzi mi-am propus să vorbesc despre cum aflu dacă partenerul meu este toxic sau nu. Am pregătit și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Rămâi pe fază să vezi ce a ieșit. Vă spun sincer că în dimineața aceasta nu prea aș fi avut chef să mă machiez, dar trebuie să o fac. Merge! Bine te-am găsit live! Încă mă acomodez, este a doua serie de live pe care o fac. Hai să vedem cum merge aici cu etichetarea. Toată lumea merge, încât să primiți o notificare. Îmi fac și eu cafea înainte. Între timp s-a făcut cafeaua, dar trebuie să rezolv ceva cu părul. Mai mult machiaj de atât pentru astăzi în niciun caz. Am băgat și la spălat cât eu o să stau online. Aici mă rugam de Alex să-mi dea pupici înainte să intru în live. Și înainte să mă dau cu luci pe pui. Pupici. Mai e cineva care a venit la pupăciuni, dar dacă te duci către el, este primul care fuge. Toulouse. Pupă mami, un motan frumos. Elasticele de păr sigur nu au ce să caute aici, însă pot să vă arăt mormonul ăsta de cărți, cred că îl las. Pot să vă și arăt ce am aici. Despre tulburarea de personalitate border. Asta, preferata mea. Niște agende mai vechi. Cartea mea, bineînțeles, dragă Sofia, vă recomand cu drag, alături de Peter Pan. O scrisoare, nu trebuie să vă arăt, în care am lucrat eu ceva pe niște reparații din trecut. Aici am multe, le găsisem la Alex în bibliotecă, multe carticele, o carte cu poezii pe care eu am scris-o, Spiritușul Florilor. Și mai am Biblia pentru copii, nu știu cum a ajuns la mine, voiam să o trimit să o citească bunica cu Alex, că nu știu dacă e chiar din filmul meu. Și asta a rămas, asta e tot timpul pe birou. Și mai am, mă rog, sunt chestii în care eu notez fișele de lucru, fișele pentru programul de mentorat, nu, deci fardurile, bineînțeles, și ar trebui și biroul curățat. Luciu. Nu e ăla care trebuie. Asta l-am găsit. V-am arătat outfit-ul zilei, pentru că online se vede doar bluza, dar de fapt avem așa și încărcătorul cu care mă plimb, pentru că telefonul e descărcat, iar eu trebuie să filmez. Am deschis minunea de laptop, mai am de așezat câteva slide-uri să știu ce anume prezint, să am o idee și în 15 minute începem. Și pe Instagram, în mesagerie privată, am primit asta și în comentariile pe TikTok și sunt întrebată în aceste comentarii cum îmi dau seama că sunt într-o relație toxică și că am lângă mine un partener toxic. O să explic câteva semnale de alarmă și în cadrul relației, însă aici sunt două aspecte. De regulă nu spunem că partenerul este cel toxic sau relația este toxică, ci mai degrabă conceptul tău de sine și tu ești chiar acea persoană toxică. De fapt, schimbarea nu începe cu a-l schimba pe celălalt, ci începe cu tine. Nu ai cum să atragi în exterior și să vezi în exteriorul tău că ți se întâmplă lucruri bune dacă în spate noi avem răni, avem disfuncționalități și avem traume. Tocmai de aceea schimbarea și vindecarea începe cu tine. Ajută-mă chiar acum cu un subscribe ca să mă faci să duc canalul de YouTube Dragă Sofia, Jurnalul Femeii Sofisticate la 1000 de urmăritori! Ta-da! În trecut ai avut o schemă de abuz, de neîncredere în oameni și o să vezi că se întâmplă în relația prezentă. O să atragi parteneri abuzivi care fie te înșală, fie că îți vorbesc urât, pot să te abuzeze fizic, pot să te abuzeze sexual, emoțional, în diverse forme. Vedem că sunt semnale de alarmă în momentul în care tu te deschizi sincer în fața partenerului, îi spui anumite secrete ale tale, îi spui autentic nevoile tale, iar el pare că te ascultă în acel moment, însă după o anumită perioadă secretul și confesiunea ta sunt întoarse
împotriva ta, ca să zic așa. Acelea fiind niște semnale de alarmă. Pot fi partenerii care pot să muncească foarte mult, iar tu te simți foarte singură. Pot fi partenerii care își fac diverse treburi și fie că sunt prezenți fizic, pare mai degrabă că sunt absenți. Însă, din nou, a mă uita la ce face partenerul tău și ce comportament toxic are el, nu ne ajută în procesul de vindecare. De ce? În primul rând, o să mă întorc către definiția codependenței și știm că singura persoană pe care tu ai în real control să o poți schimba ești doar tu. În momentul în care eu încerc să-l schimb pe celălalt, focusul nu mai este pe mine, se duce pe el, eu nu mai sunt o prioritate. Intru în rol de salvator și recreez anumite tipare din familie în care încercam să-i salvez și pe ceilalți din familie. Fie că erau părinții divorțați și încercam să fac să-i împac sau să alind suferința unuia dintre părinți, fie că aici pot fi din nou diverse situații, da? În care noi recreem acum în prezent aceste situații. Dacă aveți întrebări despre subiect, puteți să-mi scrieți și în comentarii, tocmai pentru a duce discuția mai departe. Din nou ne întoarcem la partea aceasta de codependență. Știm că singura persoană pe care o ai în real control să o schimbi ești doar tu. Asta ce înseamnă? Că hai să ne uităm către călătorie. Eu sunt acum, sunt neputincioasă, sunt într-o relație, mă simt singură. Și simt un tumult de emoții. Ce e nevoie să fac? Trec prin această călătorie a celor 10 pași încât eu să-mi redobândesc armonia interioară. Asta înseamnă că trebuie în primul rând să intru într-un proces de psihoterapie. Înseamnă că acolo există multă negare și dacă nu fac parte dintr-un proces psihoterapeutic, ar fi cazul să fac acest lucru, pentru că întotdeauna există actul terapeutic care ne ajută în sine și are efect vindecător. Pot să povestesc aspecte din familia mea sau aspecte, nu știu, unei prietene, aspecte dureroase, însă nu este la fel ca atunci când ai un cadru terapeutic, plus că terapeutul este specialist. Aici, din nou, poate să fie un terapeut, poate să fie coach, poate să fie orice tu, nu știu, orice persoană cu care tu simți că rezonezi și te poate duce către vindecare. Important este să fii într-un proces în care tu lucrezi la rănile tale și scopul lui este să fie vindecător. Revenind la metoda celor 10 pași, știm că e important să faci din tine o prioritate și să te duci, evident, și în acele amintiri dureroase din trecut, să se facă asocierile din prezent și din trecut și cum anume te impactează, ce anume s-a întâmplat în trecut, cu ce anume se întâmplă în prezent. De asemenea, trebuie să le resemnifici, să le accepti, să poți să le eliberezi, să elibereze acele blocaje, iar tu să-ți formezi alte convingeri despre tine. Dacă în trecut, în familie, ai suferit de o rană de respingere și ți s-a spus că nu meriți, ce o să vezi că primești în relația prezentă, fix asta se va întâmpla. O să observi că nu meriți un partener disponibil, că nu meriți mai mult, că nu meriți ca el să facă lucrurile pe care tu le dorești pentru tine. De asemenea, astăzi cred că mi-am propus mai degrabă ca să se înțeleagă lucrurile mai exact și să povestesc despre un caz, un caz care mie mi-a fost foarte drag și cred că merită ca exemplu. Este vorba despre o femeie de 43 de ani care a intrat în grupurile de suport pe care eu le-am susținut anterior și pe care îmi doresc să le și reiau într-un anumit moment. În acest moment sunt, la rândul meu, într-un program de mentorat încât să pot să livrez cea mai bună variantă a versiunii acestor cursuri despre vindecare emoțională. Însă revenind anterior, când am susținut aceste cursuri pe metoda celor 10 pași de vindecare, această femeie a intrat, era deja într-un proces traumatic, era abuzată financiar și fizic de partenerul ei. Avea mintea împrăștiată. În momentul în care o persoană experimentează acest sentiment de traumă și este chiar atunci în traumă, o să vedem o incoerență în momentul în care vorbește, apare deficit de atenție.
sare de la un subiect la altul și nu poate să se concentreze, informația este sacadată. De ce? Pentru că acolo apar multe flash-uri, mintea este tot timpul în alertă și apar secvențe, practic persoana începe să vorbească despre ceva, îi vine în minte altă idee, sare la alt subiect și există practic un galop de la un subiect la altul decât să apară o coerență a discursului. Ce s-a întâmplat în 6 întâlniri pe care noi le-am avut în grupul de suport? Faptul că fiecare dintre noi a împărtășit, în primul rând a eliberat și a ventilat anumite emoții, s-a eliberat de ele și a ajutat-o. Faptul că s-au făcut asocieri despre situații din prezent și situații din trecut, situația prezentă o știam, însă s-a povestit și despre ce anume recrează din trecut și Freud spune că există repetiția compulsivă la abuz, la durere și noi repetăm, practic, încercăm să schimbăm scenariu, avem un partener abuziv și încercăm să schimbăm scenariu, intrăm cum se face că ne atrage un alt partener, tot toxic, să zic, abuziv, dar ce spuneam mai devreme, că de fapt toxicitatea nu e doar a lui, ci e și în noi, în conceptul nostru de sine și în traumele și rănile pe care noi le-am avut în trecut. Cum îl întâlnim tocmai pe el, pe care noi oarecum subconștient ne-am dorit să îl schimbăm, tocmai pentru că dorim să schimbăm povestea din trecut cu tata sau cu o altă figură de atașament abuzivă pe care noi am avut-o în trecut. Și recreăm, repetăm obsesiv-compulsiv această relație toxică. E, până când? Până când, de fapt, noi ne vom opri într-un proces vindecător, într-un proces psihoterapeutic și începem să facem asocierile corecte, să eliberăm, în primul rând, durerea din trecut, încât noi să ne eliberăm de bagajul emoțional în prezent. Revenind la persoana de care vă spuneam, cu care am mers mai departe în acest curs, a fost prezentă la 6 întâlniri. Asocierile, pe de-o parte, au ajutat-o să-și elibereze emoțiile din trecut, să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo, însă nu se întâmplă totul dacă doar acolo rămânem în a povesti. Întotdeauna din blocaj o să ieși prin acțiune. Cum anume, ce acțiuni concrete a făcut? Revin la cei 10 pași, a început să pună focusul pe ea, a început să dezvolte mai multă iubire de sine, adică a petrecut timp cu, a avut mai multă grijă de ea, a făcut activități plăcute, a început să asculte muzică de relaxare și plus de asta, a început, mai mult de atât, a început să facă afirmații pozitive. Le făcea citind în oglindă, este o tehnică pe care și eu am aplicat-o la rândul meu și o recomand, că și-a spus cât de mult se iubește și toate lucrurile pe care ea nu le-a primit în copilărie și le-a scris pe o foaie. Și le citea de dimineața și seara, de două ori pe zi, le citea în oglindă și asta a ajutat-o să-și dezvolte din nou conceptul de sine, să schimbe credințele din trecut în care spunea că nu este valoroasă, că nu merită iubire, că era tot timpul abuzată și respinsă de părinții ei. Acum a început să schimbe cu alte afirmații pozitive care i-a fortificat subconștientul și i-a dat mult mai multă putere. A reușit tot în decursul celor 6 întâlniri pe care le-am avut să iasă din această relație toxică pe care ea o avea și a început în primul rând să fie bine cu ea. De asemenea, ați observat că eu de multe ori spun și inclusiv cursul pe care eu îmi doresc să-l livrez către voi este despre ce? Află dacă cum să-ți redobândești liniștea interioară, fie că rămâi sau nu rămâi în relații. În primul rând se potrivește acest curs dacă ești într-o relație și nu te simți bine în acea relație. Dacă relația ta curge într-un mod constructiv și bun, atunci acest curs nu este pentru tine, că totul este în regulă. Însă este important să lucrezi la vindecarea ta emoțională. Știm că toți intră într-un parcurs vindecător, terapeutic și vrea să facă o transformare în momentul în care acolo, în relație, apare durere. Eu v-am dat exemplu de un caz cu o persoană cu care am lucrat, care a ieșit din relație. Însă nu asta înseamnă. Știm, în codependență, în primul rând, apare tot timpul ambivalența asta. Cum să-l fac să îl îmbunătățesc pe el? Ce să fac eu să mă îmbunătățesc pe mine încât să rămân în relație, să-mi fie mai bine cu el? Și apare această obsesie a schimbării
pentru el, ce să fac să fie mai bine, să nu se rupă relația, să rămân. În momentul în care tu intri într-un proces al schimbării tale, nimeni nu pune vreo presiune pe tine ca tu să ieși din relație. Scopul în momentul în care tu intri într-un proces de vindecare nu este ca tu să ieși din relație, ci ca tu să faci niște schimbări pentru tine. Vrei să fii pe fază? Intră în fiecare sâmbătă de la ora 12 în live-ul meu pe grupul Dragă Sofia, comunitate de suport pentru femei, dependență relațională. Într-adevăr, e un titlu foarte lung, l-am citit de pe laptop pentru că nici măcar eu nu-l țin minte. Este un format nou. Suntem 850 de femei strânse acolo, însă vrem să ajungem la 10.000. Am în minte o altă persoană de 47 de ani care a făcut acest parcurs de vindecare emoțională prin metoda celor 10 pași. Și a pus întrebarea: relația mea nu este ok cu soțul meu în acest moment și nu știu ce să fac. Aș ieși din relație, să rămân acolo, sunt atâția ani. Avem 2 copii împreună, ne-au crescut copiii mari și așa mai departe. Aș aștepta mai degrabă să mă văd în rol de să-i văd căsătorindu-se, să mă văd bunică, să ne vedem bunici împreună. Nici de cum nu mi-aș dori în acest moment să divorțez. Și perfect real. S-a început acest proces vindecător și a învățat persoana cu care am lucrat cum să pună accentul mai mult pe ea și cum să răspundă la anumite critici care vin din partea soțului, cum să se detașeze de anumite emoții, cum să înțeleagă că anumite critici pe care partenerul le spune nu sunt despre ea și sunt despre el, despre calibru în care el rulează. Și am învățat-o cum să iasă în primul rând din izolarea aceea în care era într-o dependență relațională. Acolo cum stătea tot timpul împreună numai cu partenerul și cum poate să iasă cu prietene, cum poate să înceapă să se prețuiască, să se valorizeze, să facă mai multe lucruri pentru ea. E, bineînțeles că în momentul în care noi începem să ne schimbăm, să lucrăm la rănile noastre, să ne schimbăm conceptul de sine, lucrurile în exteriorul nostru încep să se întâmple diferit. Și atunci partenerul ei a devenit mult mai responsiv, a început să vină către ea, a început să o ajute la treburile casnice, a început să fie mai atent la nevoile ei și la ceea ce îi solicita. Însă nu este vorba despre nicio magie aici, doar faptul că ea a început să pună mult mare preț pe ea. Acest lucru s-a întâmplat și în exterior și partenerul ei i-a oglindit acest lucru. Evident, aici nu vorbim despre o relație în care era prezent abuz fizic, apărea într-adevăr critică care s-a redus și care s-a, lucruri care s-au transformat într-un mod pozitiv și plăcut. Nu exista riscul ca ea să fie traumatizată sau, în cazul în care ar fi un partener abuziv fizic, să știm că apare riscul de retraumatizare. Contează foarte mult în momentul în care începi un parcurs terapeutic și de rănile pe care tu le ai de vindecat din trecut și de schimbările, aici ține și de tine, de rapiditatea cu care tu vrei să schimbi. Sunt persoane care stau mai mult și au nevoie în blocajul respectiv să rumege mai mult informația. Sunt persoane care fac schimbări mult mai rapide. Ritmul este până la urmă al tău și asta, bineînțeles, că vin tot blocajele acelea, vin tot din anumite disfuncționalități pe care noi le-am avut în familia de origine. Ce înseamnă un grup de femei? Tocmai pentru că noi putem să normalizăm și ție putere, ne luăm putere una de la cealaltă. Și aș fi foarte curioasă dacă ai o întrebare să mi-o scrii în aceste comentarii, pentru că acesta a fost și scopul live-ului, pe de-o parte. Sau dacă nu ai reușit să pui o întrebare, nu simți acum să pui în timpul acestui live o întrebare, te rog, scrie-mi în privat. Scrie-mi în privat sau scrie-mi, lasă-mi la final un comentariu sau revin undeva, inclusiv pe adresa mea de e-mail contact@dianabordeianu.ro. Poți să-mi trimiți și acolo un e-mail în care să-mi spui ce dificultăți ai tu în relația de cuplu, tocmai ca noi să putem să nuanțăm aceste live-uri pe întrebări specifice. Eu mi-am propus ca în fiecare sâmbătă de la ora 12 să revin cu live-uri pe grupuri
ca ele să fie cât mai nișate, să vă fie de ajutor, este nevoie ca voi să veniți cu întrebări către mine. Încă o dată spun, întrebarea pe care eu am primit-o de data trecută până acum a fost aceasta, cu cum depistăm că este o relație toxică. Eu cred că aici nu este mare magie. Odată ce simți durere emoțională, ți-ai dat seama că nu ești în relația potrivită. Pe ce aș rămâne încă o dată să-ți punctez că nu relația este toxică, nu partenerul tău este toxic, conceptul tău de sine este toxic și de acolo ai nevoie de schimbare. Rămâi încă al treilea lucru pe care vreau să-l punctez la finalul acestui live, este că în codependență întotdeauna vei dori să-l schimbi pe el. Nu pe el îl schimbi, ci de fapt începi schimbarea cu tine. Pe acest lucru vreau să rămâi. Cum faci toată această transformare punând accentul pe tine și începând să dezvolți mai multă iubire de sine? Toate acestea putem să le aflăm împreună în cursul pe care îmi propun să îl susțin în următoarea perioadă, cât și în următoarele live-uri pe întrebări cât mai punctuale despre dificultățile voastre. Scrie-mi un e-mail în momentul în care eu fac live-ul, vezi că toate lucrurile rămân anonime și faptul că eu am povestit astăzi despre două persoane cu care eu am lucrat, nu le-am dezvăluit identitatea, nu le-am dezvăluit numele, sunt date confidențiale care nu se destăinuie mai departe. De asemenea, nu am povestit sau nu povestesc întreaga situație, unele pot fi un pic camuflate, deformate, tocmai ca noi să nu vulnerabilizăm persoanele în cauză și mai degrabă să vă încurajez în a dezvolta autenticitate și avea încredere în mine ca specialist, ca mentor al acestui grup, ca să o definim așa, și a veni în sprijinul vostru cu răspuns cât mai punctual la nevoile și neclaritățile voastre. Te aștept și răspund în următoarele live-uri, clipuri, materiale video și articole cu provocările pe care tu le ai. Încă o dată mai aștept, poate ai un comentariu și vrei să-mi scrii chiar acum. Sigur, dacă nu, eu îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine. Oricum, live-ul rămâne salvat și o să-l vadă toată lumea din grup. La o nouă revedere, sâmbătă la ora 12, te aștept. Și cafeluță cât mai plăcută îți doresc. Care este misiunea și scopul acestor live-uri și acestor materiale? Tocmai pentru că femeile de multe ori se pot simți blocate, se pot simți rușinate, se pot simți vinovate de experiențele traumatice pe care ele le-au avut fie în trecutul lor, fie le au chiar acum în prezent în relațiile în care sunt. Ce facem noi prin toate aceste materiale, prin toate aceste întâlniri, este tocmai pentru că încercăm să normalizăm acest stigmat, aceste etichete care vin din societate, începem să le normalizăm și să le eliberăm. Ai dreptul să spui cu voce tare ce traume ai avut, ce răni ai avut, ce poate că ai trăit un abuz și cum anume poți să faci să depășești, pentru că e foarte important ca noi să depășim aceste răni, poți să te eliberezi și poți să ai o viață în armonie, în primul rând tu cu tine. Din ce vei deveni în armonie tu cu tine, din aceea vei atrage asta și în exterior. Intră și tu în acest grup și în acest program transformațional. Aplică pentru program și alătură-te procesului de vindecare prin metoda celor 10 pași. Solicită detalii în privat sau pe e-mailul meu contact@arondianabordeianu.ro. Și nu uita, dă subscribe canalului de YouTube, dă-i share materialului ca să ajungă la cât mai multe persoane interesate. Ajută-mă cu asta să ajungem la 1000 de urmăritori!